Am nevoie să apăsați chiar acum aici un mare, dar mare like, să adunăm 10.000 de like-uri la acest video, pentru că știu că a fost un video foarte, dar foarte cerut de voi în ultimele săptămâni, pentru că v-am promis că vă voi arăta noutățile puii din volieră și așa mai departe, ce schimbare am mai făcut pe aici. Așadar, rugămintea mea este să mă susțineți cu un simplu like, cu un comentariu, să-mi spuneți voi ce porumbei aveți, vă plac sau nu vă plac, sau dacă nu aveți, nu e nicio problemă, bineînțeles. Și hai să nu ne mai lungim și să intrăm în voliera aceasta, să vedem. O să încep prima dată cu porumbei de aici. După cum știți, aici avem majoritatea porumbeilor. Avem aici puiul ăsta de jucător, care mi-este atât de drag, pentru că mereu vine pe mine. Vreau să vă zic că tocmai ce a plouat acum dimineață, acum 5 minute de fapt, nu acum dimineață, și a dat soarele. Le-am mai pus aici foarte multe bețe pe care să stea și după cum observați, stau frumos la soare. Avem acolo Maria Stuart, care e tuns. Ia uite, deci ce v-am spus mai devreme? Că vine imediat pe mine? Da, exact. Și acum a plecat. Le-am dat acum dimineața să mănânce și au făcut o leacă de mizerie pe aici. Adică bine, au împrăștiat găunțe, nu că e mizerie. Și după cum am spus, am foarte mulți pui și ouă care trebuie să iasă din nou alți puișori din ei. O să încep din colțul ăsta, dacă e, o iau de jos în sus. Avem acolo o femelă de voiajor, după cum se observă, care stă pe doi puișori de voltați, de la voltații ăștia. Ăștia doi, când știți când i-am luat, au depus și un ou și am venit și cu oul de la Ionuț din aceeași zi. Și imediat am pus ouăle la voiajori, le-am înlocuit. De fapt, pe astea le-am aruncat atunci, pentru că nu prea aveam multe ouă pe care să le înlocuiesc. Și vreau să vă zic că au ieșit pui din amândouă ouăle. Stai puțin, mami. Ok. Hai că se zbură tăgeați prin spatele meu. Deci, și avem aici doi pui de voltat indian. Știți că femeia nu este indian, ci este voltat simplu. Adică este aceasta, mama. Este albă, căpăcită pe roșu sau ceva de genul, cu aripile roșii. Dar vreau să vă zic că puii au ieșit exact ca tatăl lor. Ăsta este tăticul. Și puișorii au încălțătură. Am văzut asta încă din prima zi, încerc să focusez pui. Ok. Deci, puișorii au încălțătură, nu se focusează acum foarte bine, ok. Ambii, și am impresia că s-ar putea să fie la fel ca și el, ca și culoare. Și posibil să aibă sigur și moți, pentru că m-am uitat la toți pui pe care am aici, cei de voiajor nu au așa. Iar ăsta e semn că posibil să aibă moți. Ăsta e puțin mai mic pentru că au ieșit la diferență de o zi, o zi și ceva. Dar îi hrănește pe amândoi foarte bine și se dezvoltă ok. Aici jos avem două ouă la gulerați și dacă vreau să iau ouăle, atacă. Mai durează circa o săptămână, vreo 8-9 zile, cred, cam așa, până ce scoate din acest cuibar. Aici avem primii mei pui scoși. Deja sunt măricei. Au undeva la vreo, să zic, i-a scos exact pe 1 iunie. Unul a ieșit pe 1 iunie și unul pe 31 mai. Adică au 10 zile. Sunt mică diferență între ei, adică amândoi sunt destul de mari. Ia, hai să-i scot puțin jos și pe celălalt. Îi hrănește pe amândoi foarte bine, au gușa mare. Ia, uitați-vă, dacă vă uitați așa atent la ei să vedeți, deci jumătate de corp este doar gușa, la toți porumbei când sunt mici așa se observă foarte bine. Și am impresia că sunt amândoi pe alb, posibil să fie alb cu puține picățele, pentru că părinții sunt în mare parte albi și au mici picățele alb cu negru, foarte, foarte mici. Nu pot să vă arăt acum care sunt părinții lor. Ba da, uite, acolo. Avem acolo părinții, în prim plan, cel de deasupra și cea de dedesubt. Aia sunt părinții. Iar puișorii ăștia o să se facă foarte frumoși. Nu am avut inele ca să-i inelez. Nu am avut absolut deloc. De fapt, mint, am avut două inele pe care le-am găsit după ceva timp.
un inel și încă ceva, dar nu le-am găsit în momentul în care ăștia deja puteau fi inelați, ci cei de acolo au inele. Ai, stai. Vreau să vă zic că aici au fost două ouă la început, adică ăsta e puiul femelei care tocmai a zburat, iar ăsta este ceva mai mic, adică la diferență de două zile, pentru că l-am mutat din cuibarul celălalt de acolo, deoarece femela la fel a avut un singur ou, știți că v-am arătat că nu avea decât un singur ou și l-am pus cu asta, ăsta va fi alb pe roșu, ceva de genul, cu aripile roșie tatălui, iar femela e albă complet. Iar aici iese sigur ca și maică sa. Și aici am pus o clemă, pentru că asta am găsit-o. Mai aveam eu de foarte mult, de foarte mulți ani niște inele, dar nu mai am găsit decât vreo două. Asta e din 2012-2013, nu mai știu exact, 2012 parcă, pe care l-am pus la puiul ăsta. Dar va trebui să-mi iau pe viitor și niște inele. Iar aici avem două ouă. Ăsta e ciocnit, mișcă în interior, îl simt la degete. Și am impresia că și ăsta a ciocnit, aseară am văzut că au ciocnit. Era pe undeva, uite, și ăsta e ciocnit, aici. Aseară a ciocnit primul și văd că acum dimineață și cel de-al doilea. Ouăle le-am mutate de la o pereche care stă în partea cealaltă, doar că am observat că femela le-a părăsit, adică perechea a părăsit ouăle și am observat timp de o zi că pur și simplu nu mai stătea pe ele, nu știu de ce. Deci eu am mutat o parte din porumbei sus, nu au, au un perete separat, știți că le-am făcut acolo. Și am observat că au lăsat ouăle, nu știu de ce, un alt mascul a intrat peste ei, pentru că acolo sunt mai mulți masculi și doar vreo două perechi, din păcate, și a intrat și nu mai vreau să le clocească. Eu nu am știut ce să fac și am zis, băi, dacă tot sunt un pui și un pui la două cuibare, încerc să-i unesc să văd dacă îi hrănesc. Deja puii ăștia de jos au două zile de când stau așa și au crescut ambii, bine, la diferență de două zile, pentru că sunt destul de... Este diferență între ei, după cum se observă, dar am pus ouăle aici cu gândul că poate vor ieși. Și se pare că deja încep să ciocnească, deci am avut mare noroc că le-am urmărit la timp și decât să le fi părăsit deloc, pentru că nu mai stăteau, cred că toată ziua n-am stat absolut deloc pe ele, dar se pare că fiind cald afară nu le-au răcit și pui o să iasă. Așadar, porumbei voiajor sunt foarte bune doici, toată lumea spune că poți să le muți mereu ouăle ca să aibă grijă. Și în partea asta, la altă, avem iarăși două ouă de la Voltat, pentru că, v-am spus, puii lor sunt acolo și mai au aici încă un rând de ouă, dar unul dintre ouă este puțin ciocnit și l-am verificat la lumină, puiul nu pare să aibă nimic, este undeva pe unde ar fi banul, deci sper să iasă, nu știu, vom vedea asta pe... Pe viitor, eu l-am lăsat, nu l-am aruncat, probabil s-au bătut pe aici prin cuibar sau a călcat fără să-și dea seama și l-a crăpat puțin. Ce mai avem pe aici? Sus, vreau să vă anunț noutatea din dimineața aceasta, după cum observați aici o mică coajă de ou. O să vă arăt cel mai mic membru din colecția mea. Unul mic, 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 tare, tare, extraordinar de mic și celălalt care deja a început să ciocnească. Ăsta e scos în dimineața asta, deci uitați-vă cât e de mic. Ia uitați ce fel tremură. Da, sunt acești tăpălăgoși, după cum mi-ați spus voi în comentarii, dar de fapt nu sunt tăpălăgoși, ci sunt zburători olandezi. Așa se numesc, am căutat pe internet, m-am interesat mai mult, mi-a spus și Leo, asta este specia lor, zburător olandez. Băi, și vreau să vă zic că toți puii ăștia de voiajor, inclusiv ăia de la Curcănei, nu erau atât de mici, deci ăsta e extraordinar de mic. Ok, o să-l punem acum la el în cuibar, deci ăștia sunt părinții, asta e mămica și ăla e tăticu și mai mult ca sigur vor ieși pe alb. Ok, hai să-l pun atent aici. E foarte, foarte mic. Extraordinar de mic. Mă bucur că de data asta nu i-a mai deranjat nimic și nu au mai spart ouăle sau să le părăsească. Deci avem aici puii ăștia care se vor face foarte frumoși, foarte mari. Îmi place cum arată și mai ales fiind alb. Chiar mă bucur pentru că eu sper să fac cât mai mulți pui de porumbei pe alb. Bine, și colorați, dar în principal, după cum știți, îmi plac foarte mult cei care sunt pe alb.
Și aici avem câțiva porumbei fără pereche, după cum știți, avem aici satinetul fără pereche. Asta e femela aceasta, este mama puiului pe alb din partea aceea, care acum crocește cele două, iar tatăl este, uite, ăsta, cel de lângă. Ăsta este tatăl, deci posibil ca puiul lor să iasă ceva de genul, după cum văd eu, alb cu roșu. Chiar îmi place culoarea asta. E un vinețiu pe roșu, ca să zic așa. Foarte frumos. Și după cum vedeți, acum îmi place că au mai mult spațiu și pot să îi las aici. O să le mai pun probabil și jos vreo două scânduri. Tu ce dorești? Au început să năpârlească majoritatea din ei. Și e încă un lucru pe care vreau să vă zic specific. După cum am spus, majoritatea porumbeilor de aici sunt voiajori, dar printre picături mai avem și câțiva de ornament, deoarece, adică una, două, trei perechi. Vreau aici să-mi fac doar pentru cei de ornament și am spus și data trecută că am lăsat voiajorii până ce le-am făcut în partea cealaltă, adică în țarcul alăturat cu pui, unde toată lumea îmi tot scrie, adică o parte dintre abonați mi-a scris să nu mă las porumbei cu pui, că pățesc nu știu ce, dar credeți-mă că nu vor păți absolut nimic, pentru că eu le-am făcut separat la toți, o să intru și în partea cealaltă. Le-am făcut separat și pentru mâncare și pentru apă și cuibarele, doar că spațiul pe care îl împart este cel de pe pământ. Și după ce vor crește pui ăștia, o să mut în partea cealaltă absolut toți voiajorii, inclusiv cu pui. Dar hai să mergem în țarcul alăturat să vedem care-i treaba acolo. Deci aici avem puișorii de găină, care deja sunt dita mai pui acum, au aproape 2 luni, peste câteva zile vor face 2 luni, au crescut. Acolo avem femela care, din păcate, și-a lăsat ouăle, după cum am spus, și masculul ar trebui să fie undeva pe la cuibar, prin partea asta. Iar aici vreau să observați că le-am făcut spațiu pe unde să iasă. Le-am făcut, le-am pus și mâncărica aici, le-am făcut așa ca un fel de suport. Asta o dau eu la o parte și pe aici pot să iasă când vor. Chiar ieri au ieșit o parte la zbor. Sper să rămână și din cei mai vârstnici, dar mă cam îndoiesc. Oricum, am spus că dacă e să plece, să plece. Cel puțin o serie, două de pui, dacă reușesc să-mi scot. Asta este totul, e totul bine. Acolo, după cum observați, avem niște masculi. Ambii sunt masculi și asta mi-e cam urât, pentru că sunt foarte mulți masculi. Acolo, după cum am spus, pe peretele ăla au cuibarele, iar acolo avea femeia ouăle. Ăla e masculul ei. Doar că, din păcate, cel pe alb este mascul și celălalt este, de fapt, tot mascul. Doar că sunt cei pe care i-am luat eu la început și mi-am cam luat țeapă. I-am băgat tot în voliera asta pentru că am mai mult spațiu și să nu mă mai deranjeze dincolo la perechile deja formate. În partea aceea le-am pus apă, mâncare. Le-am pus tot așa pe un suport. Ia uite, așa frumos. Le-am pus aici apă, mâncare, grit, absolut orice, ca să nu mai aibă treabă cu puii pe jos. Ei zboară tot aici și mănâncă absolut când au nevoie, în cazul în care plouă, în general le iau astea. Așadar, deci, astea sunt cuibarele, după cum știți, și din păcate femeia am tot urmărit-o atunci, pentru că mă uit în fiecare zi la toți porumbei, cred că intru de câte 15-20 de ori pe zi la ei să văd care e situația și am văzut că nu prea mai stătea pe ouă și nu am idee de ce, dar na, se mai întâmplă și lucruri de genul ăsta. Oricum, după cum observați, porumbei sunt bine mersi. Au foarte mult spațiu aici, de asta am și ales ca să bag voiajori și corciturile alea, nu știu, o să mă gândesc ce o să fac cu ei. În principal îmi place așa ca și colorit cum arată, dar fiind și doi masculi și ăsta și celălalt unde mai sunt prinăuntru vreo doi, nu cred că o să scot absolut nimic din ei, o să mă gândesc ce o să fac. După cum am spus, am început să le dau drumul la asta. Voiajorul ăla tânăr pe care l-am de la Ionuț, inelat puiul, unde este aici. Ăsta cu ăsta de lângă și cu încă vreo doi au ieșit afară la zbor ieri și n-au plecat, nu s-a întâmplat absolut nimic. S-au dus foarte frumos pe casă, au dat o tură pe aici și după care imediat s-au grăbit să vină la loc. Ideea e că vecinul de lângă are foarte mulți porumbei
enorm de mulți, cred că are, nu știu, 100 de porumbei care sunt toți liberi, doar că sunt guțani și, nu știu, să zic, poate niște voiajori acolo, dar majoritatea cred că sunt guțani dintre ăștia, care se duc toată ziua la câmp și mai mănâncă de prin grădină. Uite, au ieșit deja, se văd acolo câțiva porumbei. Da, și nu cred că vor fi prea multe șanse ca să plece la el, deoarece au asta foarte... au o țarcu foarte acoperit, plus că ce îmi place aici este faptul că sunt feriți. Pe viitor, dacă le voi da drumul la toți, mai ales la puiet, să-mi învăț și eu voiajorii, nu voi avea probleme cu șoimii, cu uliu, pentru că este ferit tot țarcul de copaci ăștia. Adică ei, dacă vor să stea pe țarc, pot să stea la adăpost și au vizibilitate din majoritatea unghiurilor, pentru că aici nu am observat niciodată să am probleme cu ulii. Raza asta este un câmp vizual destul de ok, doar că, să zic, acolo ar fi vreo doi copaci, dar nu prea am observat absolut nimic în neregulă. Și încă o chestie pe care vreau să vă mai arăt, avem acolo, dacă mi-ar focusa, e lumina, așa, se vede un cuibar de guguștiuc, o turturică, guguștiuc, tot aia, cam pe acolo ar fi, de fapt e guguștiuc, că turturele sunt ceva mai mici, este un guguștiuc care și-a făcut cuibar, o pereche de fapt, m-am uitat să văd dacă mai e vreun nuc, dar nu este, e singura, o să le urmăresc evoluția, să vedem ce scoate sau sper să scoată. Da, și cam asta e situația cu porumbei. Deci avem acolo în momentul de față vreo 7 puișori și toate perechile care sunt deja pe cuibare trebuie să mai scoată ceva pui. Și după cum am spus și mai devreme, când vor crește, mutăm toți voiajorii în partea alăturată și aici rămân doar cei de ornament, plus că am de gând să-mi achiziționez noi porumbei de ornament din diferite rase, plus că vreau să le iau neapărat pereche la fiecare dintre ăștia, să le fac, ia uite ce se bat acolo, masculii. Ăsta este perechea celui de lângă, iar ăla de acolo este pereche cu femela de aici, iar ăsta cu ăsta, deci cam astea sunt perechile. Da, și le-am pus rădițele astea pentru că văd că le place mult mai mult să stea în ele, dar am spus că o să mai fac un rând de boxe acolo, ceva mai mare, după ce o să termin probabil cu seria asta. Și îmi dau seama că în momentul în care puiește deja o să fie destul de mărici, puțin mai mari decât aia, posibil să facă iarăși ouă, dar nu le mai las ouălele, ci o să le dau în partea cealaltă și să facă direct acolo. Bonus! Exact la fix, l-am prins aici. Ia să vedem. Hai să vedem. Ăsta va fi un bonus de final pentru că deja vlogul e aproape terminat. Doar că între timp am trecut pe la ei și după cum se vede, ăsta micu a ieșit, v-am spus că va ieși probabil astăzi și cred că posibil să iasă până mâine dimineață și celălalt. Ia uitați-vă. Ce avem noi aici? Un piticot. Dacă vă întrebați de ce se vede așa, ideea e că aici e gălbenușul, de acolo se formează și timp de o zi, maxim două, el nu va avea nevoie de mâncare pentru că se va hrăni tot din interiorul lui. Mai exact, îi se va stupa și se va transforma în corpul lui, fundul acela. Da, asta am vrut să vă arăt ca bonus pentru că eram prin preajmă și am zis că trebuie să vedeți și voi cum iese un pui de porumbel din ou. Bonus. Da, îl las așa. Și după care o să-i dea coaja jos din cuibar mămica lui. Da, și cam ăsta ar fi video promis și mult cerut de voi în ultima perioadă, pentru că au trecut vreo două săptămâni de când am spus că o să vă arăt puișouăle, dar am așteptat ca să mai iasă din puișor, să am ceva arăta și să vă arăt, bineînțeles, de diferite mărimi, după cum ați observat, pentru că unii au o zi, de fapt 2-3 ore, iar unii au undeva la vreo 10 zile. Cam asta e situația. Dacă v-a plăcut, am uitat să zic că oficial cred că a venit și vacanța, fraților. Și o să vedeți vloguri din ce în ce mai dese. Nu că n-aș posta în fiecare zi, adică postez zilnic, daily vlog, asta fac. Dar
O să mă țin de treaba asta toată vacanța și așa mai departe, așadar că puneți acolo mare like dacă nu ați făcut-o până acum. Și noi ne vedem data viitoare la un nou video. Avem aici curcănei ăștia care stau liberi prin curte și fac numai obrăznicii. Da, puneți-vă și voi acolo un like și hai să încheiem video. Zi, pa, pa!